Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Astăzi ne propunem să reanalizăm problema apocalipselor, conspirațiilor și sfârșiturilor lumii, deoarece apropierea anului 2012 este însoțită de o stare aproape continuă de isterie globală. Anul trecut am abordat acest subiect din perspectiva științifică și a fenomenelor neconvenționale, iar astăzi vom pune bazele unei dezbateri cu caracter istoric și psihologic. Vom încerca să aflăm de unde și cum a apărut acest mit al apocalipselor și sfârșituri de lume, de ce există această teamă, ce impact a avut ea asupra diverselor culturi și popoare în mai multe etape ale istoriei și ce am putea face pentru a depăși aceste temeri în mare majoritate complet nefondate. Pentru aceasta, alături de mine se află doi invitați cu mare experiență, și anume dr. Laurent Madri, cercetător științific la sectorul de istorie modernă din cadrul Institutului de Istorie George Parițiu Cluj-Napoca, și profesor dr. Daniel David de la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai, președintele Asociației de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale, membru al mai multor institute de cercetare și academii din străinătate. Iar pe parcursul emisiunii vom încerca să-l contactăm telefonic și pe jurnalistul de știință Cristian Român, senior editor al revistei Știință și Tehnică, care ne va împărtăși câteva păreri despre ultimile găselnițe în materie de conspirații și apocalipse care fierb deja în media și mai ales pe internet. Fiți bineveniți la știință, la emisiunea Știință și Cunoaștere. Înainte de a începe dezbaterile, am pregătit un material introductiv despre două modalități de a privi lumea în care trăim. Prima dintre ele este pesimistă, întunecată și în mare parte ireală, fiind alcătuită pe baza miilor de articole vehiculate pe internet și în media, iar a doua este o viziune optimist-realistă care îmi aparține și mi-o asum în totalitate, și o să îi rog pe invitați să mă critice dacă cele prezentate nu au fost suficient de corecte. Așadar, pentru început, să vizionăm acest material pe care l-am intitulat Lumea în care trăim.
Așadar, câteva opinii legat de materialul pe care l-am vizionat. Să încep eu? Da. Mă rog, sigur, sunt cele două perspective, așa numită perspectivă pesimistă și perspectiva optimistă. Perspectiva optimistă aș spune mai degrabă că reflectă un optimism realist. Adică ați reliefat foarte bine și aspectele negative care există. Nu poți să construiești o viziune privind viitorul fără să ignori anumite aspecte negative. Ele însă trebuie văzute la nivelul la care se află și conștient fiind de ele să încerci să construiești altceva. Deci altfel spus aș spune că este o perspectivă care exprimă un optimism realist. Pentru oameni însă să știți, pentru mintea noastră, ambele sunt importante și au aceeași funcție. Altfel spus, eu mereu am făcut analogia asta între nevoia noastră născută de predictibilitate și sens și nevoia născută de hrană. Așa cum avem nevoia de hrană, tu poți să mănânci o mâncare mai sănătoasă sau mai puțin sănătoasă. Pe termen scurt, ambele satisfac și satisfac nevoia asta de hrană. Mâncarea proastă, însă, pe termen mediu și lung, te îmbolnăvește și te poate omorâ. La fel se întâmplă și cu aceste perspective. Altfel spus, pe termen scurt, ambele ne ajută, ne dau sens și semnificație, înțelegem ce se întâmplă cu noi în lumea asta. Una pesimistă, însă, pe termen mediu și lung, nu ne ajută deoarece ne blochează în dezvoltare. Perspectiva optimistă, însă, ne satisface nevoia de sens și semnificație, dar trage și civilizația după ea, ne ajută să ne dezvoltăm. Exact. De scurt spus, cred că pentru individ și pentru civilizație, sigur, o perspectivă definită de un optimism realist este cea mai bună. Eu personal chiar spun că am și o perspectivă un pic și mai diferită. Eu puțin de multe ori mai spun severă că sunt, în Da, asta cred că e partea mea de om de știință. Da. În sensul că între optimism și pesimism, eu recomand mereu optimismul realist. Eu însă mă proiectez într-un scepticism foarte critic. Altfel spus, critic, dar constructiv. Sunt exact, un sceptic exact. Constructiv. Dar aș recomanda totuși perspectiva optimismului realist. Chiar dacă eu nu am foarte dezvoltată, dar cred că e cea mai bună. Să pătrundem acum în miezul problemei și aș vrea mai întâi să-mi permiteți câteva minute să citez un fragment din cartea Istoria vieții omenești, scrisă de istoricul Frederic Martens, care descrie un eveniment ce a tulburat întregul continent european spre finele anului 1999, când aproape toată lumea credea că vine sfârșitul lumii. Și o să-mi permiteți să citesc acest fragment, care este un pic mai extins. Decembrie anul 1999. Grupuri de flagelatori se perindau în pelerinaje nesfârșite, pornind de niciunde și ducând spre nicăieri, se biciuiau reciproc, se adunau în piețele orașelor, unde lăsau dâre însângerate pe drumul care ducea la ușa bisericii. În unele cetăți, mulțimea propunea uciderea negustorilor bogați, a cămătarilor și a magilor dubioși, pentru ca astfel să-i poată da de veste îngerului judecății de apoi că în acea regiune nu mai există persoane care să nu-i fie pe plac lui Dumnezeu. În același timp s-a declanșat un val de sinucideri ca urmare a spaimei sau a remușcărilor care îi cuprindeau pe oameni. Totul demonstra că aceștia nu mai erau în stare să suporte așteptarea sfârșitului lumii. Ziua de Crăciun a anului 1999 a fost martora unei revărsări fără precedent de pioșenie și dragoste. Era ultimul Crăciun pe care avea să-l mai sărbătorească omenirea. Familiile și-au reînnoit legămintele de iubire, iar tinerii îndrăgostiți au rămas tot timpul îmbrățișați. După Crăciun a început însă ceea ce noi am numit astăzi numărătoarea inversă. Animalele domestice au fost lăsate libere pentru că stăpânii lor se pregăteau pentru judecată. O parte dintre ele s-au risipit și s-au sălbăticit, iar altele au rămas în apropierea gospodărilor. La liturghia din noaptea anului nou, uriașa bazilică Sfântul Petru din Roma s-a umplut până la refuz. Lumea era convinsă că aceasta era ultima slujbă religioasă la care putea lua parte. Sinteza dramatică acestor evenimente descrise în cartea Istoria vieții omenești de Frederic Martens ne dă o imagine edificatoare asupra celor petrecute atunci în bisericile de pe tot cuprinsul Europei. Ceasul continua să bată imperturbabil. Oamenii oftau cu nerăbdare, dar nu se întâmpla nimic. Ne putem ușor imagina că după noaptea anului nou, totul a revenit în făgașul normal al vieții medievale. Negustorii nu și-au mai dăruit marfa de pomană, țăranii au început să-și caute vitele cărora le dăduseră drumul, hoții și criminalii au fost adunați din nou în închisori
Și probabil că săracii nu le-au mai înapoiat bogaților banii sau obiectele primite în dar decât în cazuri izolate. Așadar, după această scurtă povestire, o să-i rog acum pe invitații emisiunii să prezinte și alte exemple, să formulăm, să le analizăm, să formulăm explicații și să căutăm soluții dacă există. Domnule Laurent Madli, ce alte exemple mai cunoașteți și ce ne puteți spune din experiența dumneavoastră? Exemple sunt numeroase. Eu aș începe cu mici completări legate de acest eveniment al anului 1000, fiindcă atunci aveam de a face cu o societate, hai să zicem, profund religioasă, în care biserica reprezenta chiar instituția fundamentală a unei societăți. Biserica era centrul de acumulare a numeroaselor energii sociale și oamenii trăiau religia într-un mod în care omul modern nu mai reușește să o facă și așa ne putem explica această fervoare. Și era vorba de o biserică, era vorba de catolicism, care încă în acea vreme ținea la acest fenomen milenarist. Lucrurile s-au mai schimbat între timp. Ulterior a mai fost o epopee interesantă legată cu mișcarea celor patru sau celor cinci monarhii, The Fifth Monarchists. Era vorba de un grup de călugări din Anglia care au analizat anumite texte biblice, mai ales Apocalipsa după Ioan, și care spuneau că trebuie să succeadă cinci monarhii mari și după a cincea va surveni această apocalipsă devastatoare. Ei bine, ei au încercat să identifice în istorie cele cinci mari monarhii, stabilind anul 1666, un an cu o rezonanță profundă pentru acea vreme, și atunci a existat o fervoare anume destul de mare legată de acest lucru, iar profeția lor a fost încununată, să zicem, de faptul că din 1665 la Londra a început să bântuie ciuma, iar în 1666 chiar a avut loc un incendiu devastator în acel oraș. Dar până la urmă sfârșitul lumii n-a venit. Exact, nu a venit. Aici mai trebuie subliniat faptul că tocmai marile catastrofe nu au fost prevăzute în decursul istoriei. Nu avem, de exemplu, nicio profeție care să anunțe marea ciumă care a început în 1348 în Europa și care trebuie să ne amintim că a distrus, în funcție de așezări, de localități și de zone, a distrus între 20 și 80% din populație. Ei bine, aceasta chiar pentru Europa medievală de atunci a reprezentat o catastrofă și nu am avut nicio predicție legată de aceasta. Care ar fi explicațiile psihologice ale acestui fenomen despre care istoria, iată că ne precizează faptul că este foarte veche? Sigur, noi am mai purtat discuții similare, iar explicația mai prezentat-o și discutat-o, altfel spus, mintea umană are nevoie de predictibilitate, sens și semnificație. Dacă ceva are un început, noi gândim și credem că trebuie să aibă și un sfârșit. Și atunci mereu căutăm acel sfârșit. Îl căutăm cum? Sigur, la nivelul nostru de înțelegere. Aici ați văzut un sfârșit anticipat într-un anumit fel. Totuși aș vrea să precizez că acest sfârșit reflectă foarte mult perspectiva omului în religie. Altfel spus, în Biblie nu se spune niciunde că în anul, la sfârșitul anului 999 va veni sfârșitul lumii. Astea sunt și au fost interpretările omenești ale Bibliei. Deci, altfel spus, mereu oamenii au această mixtiune în aspecte de religie și în aspecte care țin de sacru. Și iată, dacă ai această imixtiune, predicțiile pe care le generezi adesea se dovedesc greșite. Da, oricum, dar, de exemplu, Biblia spune de 666 și atunci orice asocieri, un an, 1666 sau, de exemplu, era 6 iunie 606-2006. Da, dar iarăși sunt interpretările omenești. Da, da. Biblia vorbește probabil de 666, nu de 1066 sau 16666 și așa mai. Astea sunt interpretările noastre. Mereu facem tot felul de calcule matematice din care se rezultă un 666. Dacă nu iese cu o împărțire simplă, mai adăugăm un 2 sau un 1 ca să iasă numărul. Deci asta vreau să spun, că
Noi mereu construim astfel de povești, mereu construim astfel de situații, fiindcă avem nevoie de sens și semnificație. Așa cum ne pregătim de mâncare ca să satisfacem nevoia de hrană, pregătim povești, construcții sociale și culturale pentru a satisface nevoia de sens și semnificație. Sigur, acestea fiind spuse, trebuie să recunoaștem că și științific vorbind și teologic vorbind, sigur că sfârșitul lumii va veni cândva. Biblia, dacă ești credincios, știi că, mă rog, sfârșitul lumii va veni cândva. Dacă ești un om de știință, știi că sfârșitul lumii va veni cândva, nu? Am mai discutat noi, soarele da, dar acel epuizeze. Cândva, da, aici e problema. Sigur, pentru că... sigur, dar noi trebuie să conștientizăm că problema este, nu că discutăm despre sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii, repet, indiferent că ești om de știință sau ești om foarte religios, trebuie să asumi faptul că sfârșitul acestei planete va exista. Și sfârșitul acestei specii pe această planetă va exista, repet, numai faptul că soarele își va epuiza resursele peste nu știu câte sute sau probabil miliarde de ani, nu mai țin minte exact la ce nivel se discută. Dar poveștile specifice create de acest sfârșit devin deja, repet, povești care țin mai degrabă de niște intuiții sociale, culturale, care dacă n-au în spate știința, vor sfârși în acest fel. Adică te aștept să se întâmple și nu se întâmplă. Păi sigur că da, n-ai în spate o predicție științifică, deci altfel spus, probabilitatea ca ceea ce afirm să fie doar o opinie, o părere și nu o ipoteză serioasă, testabilă și probabil să fie confirmată, este foarte, foarte mică. Ce asemănări și deosebiri există între mentalitatea sfârșitului de lume din perioada Evului Mediu și cea de acum, de exemplu? Deosebiri foarte mari nu putem găsi, fiindcă este vorba până la urmă de anumite resorturi care țin de mentalul colectiv al oamenilor, care are anumite mecanisme care se schimbă doar în durata lungă. Ei bine, și acest milenarism sau apocaliptism reprezintă fenomene care sunt supuse acestor tipuri de schimbări. Dar eu aș mai reveni la o mini-analiză a fenomenului religios, sublinind faptul că aceste idei de apocalipsă, de sfârșit al lumii, de proiectarea unui viitor comun al acelei comunități religioase într-un viitor nedefinit, situat poate dincolo de lumea asta, reprezintă o sursă imensă de energie, reprezintă, hai să zicem, un capital al religiei, al mișcării religioase respective, și de aceea găsim în istorie numeroase cazuri de la creștinism, una dintre cele mai răspândite religii pe plan global, și până la acele secte mici, mai ales din spațiul anglosaxon de câteva sute de adepți, care practică sau care au în bagajul lor de concepții religioase acest apocaliptism. Aici, dacă îmi permite da. Să-și mai adăuga, iarăși rămânând în analogia, sigur, nu foarte pretențioasă și academică, dar cred că foarte ilustrativă cu nevoia de hrană și nevoia de predictibilitate. Sigur, și modul în care ne pregătim hrana s-a schimbat cumva din antichitate, Evul Mediu și în perioada modernă. Un pic mâncarea este mai altfel, mâncăm alte lucruri, le combinăm altfel. La fel s-a întâmplat într-un fel și cu explicațiile privind sfârșitul lumii. Fondul, structura a rămas, au aceeași funcție. Nevoia de sens și semnificație, nevoia de predictibilitate, dar în același timp au venit conținuturi moderne, de multe ori aduse de dezvoltările științei. Acum uneori vorbim de sfârșitul lumii prin faptul că o să ne lovească meteoritul, lucruri pe care cei din antichitate probabil nu l-aveau în calcul, vorbim despre faptul că o să se epuizeze resursele, soarele o să facă nu știu ce și așa mai departe. Deci, sigur, pattern-ul, formatul a rămas același, conținutul a asimilat unele idei moderne, adesea preluate din știință, dar cu aceeași funcție. Da, cred că pe vremuri oamenii se temeau de eclipse, pentru că acelea produceau, să zic, un efect vizibil. Acum, când avem telescoape foarte moderne, putem vedea asteroizi și atunci fiecare zi prezicem că va veni un asteroid. Sau ne temem de anumite aliniere ale planetelor sau alte lucruri pe care le vedem, dar nu le putem intui ce efecte au, și acest lucru este valabil și pentru asteroizi, dintre care știința la cât este de dezvoltată în acest moment cunoaște traiectoria exactă a unui număr foarte mic de asteroizi care s-ar afla, să zicem,
într-o arie de periculozitate pentru Pământ. Dar societatea, de exemplu, față de evul mediu s-a schimbat foarte mult, dat fiind că acum avem de-a face cu o societate bazată pe informație, care reprezintă capitalul fundamental al societății noastre actuale. Informația circulă, altfel există alte metode de prelucrare, de diseminare a informației. De exemplu, să ne întoarcem așa ca o mică joacă, iarăși în anul 1000, da, da, într-un moment în care problema milenaristă putea fi diseminată doar pe calea bisericii. Poate mai existau câteva canale, dar foarte secundare, să spunem așa. Majoritatea lumii nu avea un calendar acasă. Sătenii nu prea știau sau nu erau foarte interesați de anul în care se află. Dar hai să ne gândim atunci la 2012, când chiar toată lumea a auzit de acest lucru. Toată lumea de pe glob cred că a citit deja un text referitor sau știe ceva despre această problemă. Diseminarea funcționează cu totul altfel astăzi și efectele pot fi pe măsură. Aici aș face o paranteză și sunt curios ce crede colegul meu despre asta. Sigur, diseminarea funcționează. Accesul la informații există. Însă să reamintim eventual acel studiu făcut în urmă cu câteva luni, care arată că de fapt alfabetizarea științifică, sigur în România este foarte scăzută, dar în general în lume este foarte scăzută. În România alfabetizarea era undeva în jur de parcă 15% din populație. Deci există încă o mare masă din populație care nu este alfabetizată științific. De exemplu, sigur, este un pic așa de speriat că 70-80% din populație nu știa că să luăm exemplu respectiv, că cum sunt mișcările relative ale Pământului și Soarelui. Da. Nu, credeau încă în același timp că soarele se învârtește în jurul Pământului și așa mai departe. Noi ce trebuie să ne asigurăm este că în pozițiile de influență, spun influență în sens pozitiv, nu negativ, în pozițiile de influență, în pozițiile de putere, în pozițiile de conducere într-o societate, se află oameni care promovează un stil de gândire rațional, un stil de gândire bazat pe cunoaștere științifică. Fiindcă încă marea masă a populației nu este alfabetizată științific. Și dacă se pune la un moment dat, dacă s-ar pune la vot anumite lucruri care țin de știință, tare mă tem că nu am ieșit bine. Deci mă tem că am ieșit altfel și probabil că n-ar fi foarte departe situația în care, ca și nevul mediu, ar trebui să plătim faptul că credem alte lucruri pe care nu le crede majoritatea. Numai că nu se află în poziții de putere. Aici este avantajul nostru. Dar eu aș pune chiar pe seama acestui fenomen faptul că aceste conținuturi, să zicem, conspiraționiste, de exemplu, se răspândesc atât de uluitor, atât de mult, fiindcă foarte multă lume nu înțelege. Sunt oameni care devin diseminatori de informații de genul acesta, dar nu realizează anumite realități științifice și nu le pot înțelege. Odată am citit un studiu asupra conținuturilor de pe internet legate de teoria conspirației sau de anumite sectoare era vorba și a rezultat o proporție de 1 la 200 sau 1 la 300 între conținuturile științifice sau între paginile, între informația științifică oferită și cea denigratoare, conspiraționistă și așa mai departe. Deci, într-adevăr, există și acest aspect. Da, specia noastră are niște vulnerabilități extraordinare, sigur, și din punct de vedere cognitiv al minții umane, dar își mă întorc ca să păstrăm analogia, sper să nu exagerez cu ea. Gândiți-vă, deci ne mutăm din registru cognitiv din nou în registru biologic. Câți dintre noi nu știm că fumatul este extrem de periculos? Creează o mulțime de boli. Încărcătura socioeconomică este uriașă, face rău individului. Cu toate astea, majoritatea populației fumează. Ei, la fel se întâmplă și cu informațiile distorsionate. De multe ori știm că informațiile respective nu au suport științific. Sunt de fapt dăunătoare, fac rău. Cu toate astea, omul nu renunță la ele. Deci, altfel spus, vedeți, nevoia de sens și semnificație sau nevoia de predictibilitate bate conținutul care satisface această nevoie. Primul care satisface această nevoie este asumat și după aceea promovat. Deci, eu sunt destul de sceptic, mai ales văzând forța cu care iraționalul a început să pătrundă din nou
în poziții de influență în societate, mai ales, mă rog, sigur, eu sunt mai familiarizat cu România, uitându-mă și cu și ce da, se întâmplă. Da, pentru că aici fierbe, de fapt, deci ajung în poziții, apocalipsa ajung și... în poziții de putere. În Statele Unite, am mai discutat noi, există multe abordări, multe concepții de acest tip pseudoștiință, exact ca și în România. Ele însă sunt marginale. Acolo, la astfel de, în astfel de abordări, oamenii ajung doar dacă își doresc ei. Dacă plătesc să meargă la psychic, dacă plătesc să meargă la unul care face horoscop și așa mai departe. Exact. Aici primesc acces la astfel de servicii prin televiziune, în mod gratuit. Am văzut la TVR la un moment dat, nu mai vorbesc de cele particulare în care se discuta în mod serios. Dacă astrologia este știință sau nu, dacă ar merita să fie inclusă în curriculum universitar. Deci este o recrudescență a iraționalului și numai prin astfel de atitudini în care spui direct, sau mă rog, oamenii, cei care promovează știința să iau o atitudine foarte clară și foarte fermă, cred că se poate stopa acest val. Nu este vorba să nu-l accepti. Pluralitatea de opinii este în regulă. Dar nu poți accepta ca om de știință să vină cineva și să prezinte niște presupuneri sau niște pseudocunoștințe ca și cum ar fi cunoștințe. Aici este problema. Da, asta. Eu n-am nicio problemă nici cu horoscopistul, nici cu vrăjitorul, să facă ce vrea. Dar să prezinte ceea ce afirmă, ori susținut de date, ori să spună că asta e părerea mea. Cine vrea să mă creadă bine, cine nu. Dar să nu facem confuzie între astfel de cunoștințe și cunoștințele care sunt validate științific. Este o diferență între ele. Da, iar pe bani publici, să avem grijă ce promovăm. Da, da. Tocmai vreau să vă spun că există, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în alte țări, multe website-uri administrate de tot felul de entuziaști care fac o muncă pur și simplu benevolă. Deci își doresc ei să facă această muncă extraordinară de traducere, de subtitrare, de tot felul de lucruri care apar undeva în Statele Unite sau în Anglia și care sunt produse de niște sectanți și tot felul de oameni care au orientări din acestea mistice și care au impresia că ei dețin niște cunoștințe formidabile. Și, sigur, pentru ei este simplu să le exprime în engleză, dar ceea ce se întâmplă este că la noi se depune o muncă uriașă pentru a le traduce, a le prezenta și a le mediatiza după aceea pe tot felul de... Sigur, dar este și vina omului de știință român. Dacă vă uitați la cum se fac științele în școală, eu țin minte, când eram eu și văzând noua generație, că mai întreb când vine în anul întâi la facultate, ca să înțeleg cum s-a schimbat liceul și ce se face la școală, văd că practicile au rămas la fel. Încă elevii se tem de profesorii de știință, în primul rând. Matematica e cea mai grea, fizica, chimia, alea sunt materiile în care nu prea vor să le facă, sunt dificile, numai un grup mic de oameni se orientează spre acele lucruri, restul sunt orientați spre... Eu sunt din domeniul psihologiei, da? Ăsta e adevărul, se orientează spre psihologie, sociologie, că sunt mai... Literatură. Pare mai ușor de învățat, mai ușor de studiat. Dacă noi nu înțelegem că în școală, și aș începe din clasa de 1-4, științele trebuie făcute într-o manieră atractivă. Omul să vină cu plăcere să facă experimentul ăla de fizică și de chimie, să nu se teamă să studieze fizica și chimia, să nu se teamă că o să iau pe mici. Da, și să știți că există inițiative, pentru că în fiecare an se organizează festivalul de fizică la care... Dar nu ajunge. Festivalul durează câteva zile și dispare. Practica rămâne. Deci alea ar trebui să fie cele mai atractive discipline, elevii să se înghesuie să meargă la orele de laborator. Și atunci, dacă înțelegi cum funcționează universul, când vine cineva și îți povestește despre astrologie și alinierea planetelor, o spui mulțumesc. Într-adevăr, și babilonienii credeau astfel de lucruri. Este un pattern cultural, social, dar e o diferență între o teorie care s-a transformat într-o perspectivă culturală mai degrabă și socială și o abordare științifică care astăzi se numește astronomie și fizică și nu astrologie. Exact. Dar dacă nu înțelegi lucrurile astea, ajungi să crezi că astrologia este de fapt o știință și este pe același nivel de seriozitate ca fizica și astronomia. Și atunci să nu ne mirăm că suntem la nivelul la care suntem. Apropo de originile acestei mentalități, cât de veche este ea și care au fost primele cronici sau relatări care au început să consemneze sfârșitul lumii și apocalipse? Aici este vorba de o puzderie de scrieri care aparțin mai multor arii culturale, mai multor religii
sau chiar unor indivizi. De exemplu, avem în anul 2800, înaintea erei noastre, în Asiria, o tăbliță pe care un literat, nu se știe exact dacă era mare preot sau avea vreo legătură cu o mișcare religioasă, anunța iminentul sfârșit al lumii din cauza faptului că societatea este foarte coruptă, că există numai războaie, că oamenii sunt foarte răi, și spunea că acestea sunt semne și este absolut iminent ca toate lucrurile să se termine în cel mai scurt timp. Deci astfel de scrieri frământau oameni cu știință de carte deja acum aproape 5.000 de ani sau mai mult de 5.000 de ani. După aceea mai există și faimoasele predicții pe care le găsim cam peste tot. Deci eu aș reveni la ce spusesem anterior, că apocaliptismul, această promovare unei idei apocaliptice face parte din zestrea comună a însăși fenomenului religios. Este vorba de o proiectare comună a existenței colective, a respectivei colectivități într-un viitor depărtat, incert și într-un viitor pozitiv sau transformat într-un pozitiv printr-o astfel de apocalipsă. Este un pattern care poate fi găsit mult prea des, să zicem. Este chiar o caracteristică, aș putea spune. Chiar și în cadrul marilor imperii, Imperiul Roman sau Maiașii, Incașii? Imperiul Roman, din păcate, ne-a lăsat, din cauza sistemului religios pe care l-a promovat, un număr foarte mic de relatări scrise sau de cărți apocaliptice, cum lumea orientală, lumea asiatică, lumea sud-americană are în abundență. Dar este cert că în momentul în care a început disoluția Imperiului Roman, a existat o astfel de tendință de a se promova idei apocaliptice. Și aici aș deschide un alt nou capitol, și anume este vorba de faptul că promovarea fățișă într-o societate unor idei apocaliptice este în sine un semn apocaliptic, vorba aceea, fiindcă ne arată, este un fel de marker care ne arată o situație de criză care decurge în societatea respectivă. Iată Imperiul Roman, care spre sfârșit a început să promoveze astfel de idei, și anul 1000 are o astfel de mică istorie de un crescendo, anul 1666, care a avut iarăși o preistorie, să zicem, că nu a venit totul atât de brusc, perioada primului război mondial, perioada interbelică, în care în Europa avem o recrudescență, să zicem, a spiritismului, a sectarismului. Acestea le putem utiliza pentru a ne face o imagine asupra unei situații de criză în care se găsea societatea în care era promovată ideea. Domnule Daniel David, îndrăznesc să cred că totuși în prezent societatea umană a cunoscut o dezvoltare culturală și tehnologică fără precedent în ultimii cel puțin 5.000-10.000 de ani, dar mentalitatea prăpăstioasă nu a dispărut, ci doar s-a transformat și a primit alte nuanțe și conotații. De ce? Este ceea ce spuneam înainte. De când a apărut ființa umană, avem nevoie de hrană. De când a apărut ființa umană, avem nevoie de predictibilitate. Altfel spus, se schimbă doar conținutul. Perioada modernă a adus un pic un alt conținut, dar nevoia de predictibilitate, repet, pe care o satisfaci prin astfel de povești legate de sfârșitul lumii, legate de concepții pseudoștiințifice asupra lumii, există. Deci face parte din nevoia noastră, este o nevoie născută, face parte din caracteristica speciei noastre. Eu ce sper este, nu să dispară, această nevoie nu poate să dispară. Face parte din noi. Eu ce sper este ca ea să fie satisfăcută tot mai mult de cunoștințe științifice și nu de cunoștințe pseudoștiințifice. Exact. Când se va întâmpla asta, nu știu, dar dacă aș încerca să fac o predicție, aș spune că măcar dacă s-ar întâmpla atunci când majoritatea populației va mânca sănătos. Deci când majoritatea populației va mânca sănătos, să sperăm că și din punct de vedere psihologic vom ajunge la situația în care vom asimila informație sănătoasă, științifică și nu pseudoștiință. Îl avem acum la telefon pe jurnalistul de știință Cristian Român, senior editor al revistei Știință și Tehnică și realizator al emisiunii Cronica Scepticului. Bine v-am regăsit și mă bucur să ne reauzim.
Am onoarea să vă salut, sunt foarte bucuros să vă reîntâlnesc. Aveți o emisiune extraordinară, păcat că văd, e cam rar difuzat în ultima vreme. E concurență, sunt probleme. Uneori mai intervin transmisii sportive și atunci nu avem chiar în fiecare duminică. Sportul trebuie să bată orice. Asta e. Alături de noi se află și distinsul profesor de psihologie, domnul Daniel David, și dr. Loran Madli, cercetător științific la sectorul de istorie modernă din cadrul Institutului de Istorie George Barițiu Cluj-Napoca. Vă rugăm să ne faceți un rezumat al celor mai recente apocalipse și sfârșituri de lume care au mai colindat pe internet, începând de la cea iarnă, cea mai rece din ultimii 1000 de ani, care, iată, tocmai a trecut, până la teoria mutației atomilor de carbon și multe altele, povestea cu luna. Nu, cred că ar trebui să realizați emisiuni care să dureze câte 5-6 ore ca să le putem discuta cât de cât așa pe toate. De aceea eu aș propune să ne reîntâlnim în această formulă în 3 aprilie. Ar fi perfect. E bine? Bun. Da. Chestia cu iarna, cred că am discutat-o noi și anul trecut sau... Anul trecut am discutat-o un pic. Știrea, deși era dată ca venind din Polonia, se pare că plecase de la noi. Agenția China Nouă a făcut chiar o anchetă în această direcție. Era un meteorolog care, de fapt, nu exista. Era citat de o agenție de presă românească. Știți, ca să ai mai multe vizite pe propriul site, musa e catastrofă. De ce trebuie catastrofă? Cred că invitația dumneavoastră a explicat foarte bine ceva mai devreme. Mai este o problemă acum. Ați remarcat săptămâna aceasta, chiar ieri, luna s-a apropiat de Pământ. Asta trebuia să ducă neapărat la niște catastrofe îngrozitoare. Au fost emisiuni la televizor în care, normal, printre invitații, cine trebuia să fie? Nu ghiciți, un astrolog. Lucrurile s-au rezolvat între timp. Pe mine m-au deranjat pe unele posturi de televiziune că moderatorul emisiunii, normal, problema a apărut pe internet, hai să o dezbatem. Dar moderatorul insista cu îndoiala în fața afirmațiilor astronomului. Era vorba de Adrian Șonca, care este director observatorului popular din Lascăr Catargiu. Și omul explica foarte bine lucrurile, dar moderatoarea în permanență, domnule, a apărut pe internet. Sunt în foarte multe locuri prezentate informațiile astea, adică ăia n-au dreptate. Ca și cum adevărurile în această zonă ar fi stabilite cumva democratic și nu cumva pe bază de dovezi. Da, prin numărul de articole apărute pe internet și probabil că da, acolo sunt 10.000 de articole care confirmă că... Ați văzut? Nu, a fost o invazie. Efectiv, dacă dădeam o căutare după lună și perigeu, mă trezeam numai cu apocalipsa provocată de apropierea lunii. Lună plină aflată la perigeu. Mă rog, lucrurile sunt ceva mai complicate și uneori devin și amuzate, dacă trebuie să mă gândesc bine. Eu am primit un mail care a fost un fel de mail trimis la toată lumea. Poate că l-ați primit și dumneavoastră cu carbonul. A, da, ăla. Erupțiile solare și carbonul. Care carbon are 6 protoni, 6 neutroni, 6 electroni. Deci 6. Hai de mine, e apocalipsa clară. Dar vine acum 2012, când acest carbon 12 se va transforma în carbon 7. Respectiv va avea numai 6 neutroni și 6 protoni, mă iertați, un neutron și 6 electroni. Ei bine, acest nou izotop al carbonului care va face parte din noi, ne va ajuta să avem puteri paranormale. Intrăm într-o altă dimensiune. Da, și vom avea mai multe spirale ADN și... Plus, asta a spus la televizor un personaj care săptămâna trecută chiar am avut o discuție particulară noi doi pe tema asta. Omul susținea că odată la 26.000 de ani soarele răsare de la apus. Pentru că e ciclu platonic care odată la 26.000 de ani duce la schimbări masive. Vedeți, informațiile astea apar, le zic în continuare informații. Nu sunt informații, sunt, nu știu, sunt ceva. Dar ele apar și sunt foarte crezute. Eu am găsit un studiu foarte interesant. Cred că profesorul e de origine română, Donald Leu îl cheamă, e de la Universitatea din Connecticut, a realizat un studiu în care vorbește despre școala în fața crizei provocate de internet. El i-a pus pe studenții săi să
facă o analiză asupra animalelor care sunt pe calea de dispariție. Și intenționat a fost trimis spre un site în care se vorbea despre un animal pe calea de dispariție care era caracatița de copac. O caracatiță care trăiește în copaci de pe insulele din nord-vestul Pacificului și care este pe calea de dispariție. Studenții au luat de bună informația, au făcut lucrările respective. Nimeni nu și-a pus întrebarea dacă informația prezentată în acel site este corectă sau nu. Dacă este susținută de dovezi științifice sau nu. De fapt, eu aici cred că este marea problemă. Noi la școală nu suntem învățați să gândim critic. Nu suntem învățați să analizăm dovezi. Suntem învățați să memorăm. Da, asta e foarte rău. Și un al doilea aspect este că foarte multă lume, tocmai mai devreme aminteam în emisiune despre treaba aceasta, că elevii evită materiile complexe, matematică, fizică, chimie, deci există o mare aversiune față de aceste materii care ne-ar forma adevărata judecată. Da, dar asta nu e din cauza elevilor. Nu cred că veacul ăsta modern, care este plin de divertisment și de, eu știu, de facil, ar fi vina. Vina este a profesorului, a materiei care nu este prezentată frumos. Eu mă uit pe un canal, Da Vinci Learning se numește, poate că îl mai prind dintre dintre spectatorii dumneavoastră. Au niște documentare despre istoria matematicii și niște documentare despre numerele prime. O chestie foarte aridă. Dar nu m-am putut mișca din fața televizorului. Bine, eu am o formație inginerească, poate că de asta mi-a plăcut foarte mult, dar era atât de frumos făcut documentarul, încât cred că pe oricine ar fi fascinat. Noi avem problema asta. Credem că elevii sunt niște mașini de înmagazinat informații, un fel de hard disk-uri pe care noi toți scriem acolo informații, informații, informații. Sperăm că la un moment dat le vor interpreta. Dar problema e că noi nu-i punem în niciun domeniu aproape, cu excepția geometriei, cu excepția matematicii, adevărat, nu-i punem să analizeze critic informația respectivă. Poate că sunt probleme și în istoria României, care ar trebui ca elevul să caute informații, să vadă dacă le poate analiza critic. Poate și în zona biologiei sau, eu știu, în orice altă știință. Trebuie să înveți să poți selecta informațiile. În momentul de față, când oricine poate să arunce un text pe internet în maxim 3 minute, se pot răspândi lucruri extraordinar de aiurea. Și un singur exemplu, știu că nu mai e timp, vreau să vă dau totuși un ultim exemplu, Baba Vanga. Ah, da. Baba Vanga, care nu e așa, ne anunță pentru 2011 ploaie radioactivă. Iată că Baba Vanga a avut dreptate. Se titra pe un site al unei televiziuni, era dată știrea ca atare. Eu am avut curiozitatea să caut informații despre Baba Vanga, dar am selectat informațiile să fie mai vechi de un an de zile, deci să fie din 2010. Ei bine, lucrurile erau un pic diferite, pentru că acolo se prevedea pentru 2010, că începe războiul nuclear mondial. Da, exact, undeva în octombrie. Da, da, și a fost, emisiunea mea a fost deja că e războiul, fusese incidentele cu Coreea. Și pe urmă, în urma acelui război, lucrurile foarte precise, aici nu ne putem juca, urma să vină ploaia nucleară care omora toate plantele din emisfera nordică, nu mai știu. Dar vedeți, iarăși, și eu poate că aș fi publicat știrea ca atare, da. Dădeam și analiza critică. Cred că este și rolul jurnalistului de a ajuta cumva cititorul, spectatorul să judece puțin critic lucrurile. Da, din păcate... Mai ales în secolul acesta, da, în care dezinformarea e aproape inevitabilă. Da, mai avem doar foarte puțin timp. Eu vă propun să ne reîntâlnim peste 2 săptămâni în cazul în care avem emisiunea în data de 3 și să mai extindem și celelalte detalii. Sunt foarte onorat de invitație, abia aștept ziua de 3 aprilie. Mulțumesc. Domnule Daniel David, ce ne facem cu toate aceste apocalipse și mentalități? Și, pentru că acum, față de ceea ce era în trecut, și ăsta e un aspect care trebuie amintit, sunt foarte dese, de la o săptămână la alta. Că, să zicem, în perioada istoriei, Evul Mediu, Imperiul Roman,
Erau mai rare, nu chiar așa de la o săptămână la alta. Acum este pur și simplu aproape din 3 în 3 zile ceva trebuie să fie ori o conspirație, ori o apocalipsă. Nu știu, soluția este probabil ca știința să intre în cantonament, să se pregătească bine și să înțeleagă că trebuie să facă niște schimbări serioase. Altfel spus, științele exacte și ale naturii trebuie făcute într-o manieră atractivă pe înțelesul copiilor, fiindcă de acolo trebuie începută educația. Altfel spus, trebuie restructurat modul în care se predau. Științele sociale și umaniste trebuie să conștientizeze oamenii de următoarea situație. Mintea noastră pune mai multe întrebări decât poate oferi știința la un moment dat. Faptul că nu există un răspuns oferit de știință nu înseamnă că nu va fi un răspuns cândva în viitor. Nu înseamnă că trebuie să aluneci în răspunsul imediat oferit de pseudoștiințe și de non-științe. Altfel spus, noi trebuie să învățăm pe oameni că e nevoie să-și dezvolte oarecare toleranță la frustrare, o oarecare toleranță la incertitudine. Asta înseamnă, până la urmă, a fi un om educat, să poți să tolerezi incertitudinea, să poți să pui o întrebare și să n-ai răspuns la ea. Dacă reușim să facem cele două lucruri, de științele socio-umane, să creeze această toleranță pentru incertitudine, iar științele naturii și științele exacte să devină mai atractive și să ajungă la tineri, cred că, în urmă, pe termen mediu și lung, nu avem de ce să ne temem. Altfel, nu m-am mirat ca peste câțiva zeci de ani să-mi fie frică să mai vorbesc așa de direct și hotărât despre știință și despre alte lucruri. Și acum eu vă spun, de multe ori după astfel de emisiuni, țineți minte, am mai avut astfel de intervenții destul de tranșante, mai primești așa tot felul de comentarii, e-mail-uri mai critice și cu amenințări, comentarii pe net, în care nu suntem scutiți cei care suntem aici și susținem știința. Așa este, dar uitați, chiar acum am aș adresa celor foarte sceptici și care ne privesc la modul acesta în care ei consideră că noi de fapt dezinformăm în loc să informăm. Și le-aș propune următorul exercițiu. Faceți o listă cu cel puțin 40 de discipline de studiu, atât umaniste cât și științifice, traduceți-le în limba engleză, apoi deschideți un motor de căutare pe internet și treceți numele acelei discipline, de exemplu, economy, biology, chemistry, și alături de acel nume mai treceți cuvântul conspiracy. Da? Deci să fie două cuvinte. Motorul va căuta pe baza a două cuvinte. Răspunsul pe care vi-l dau chiar acum și dumneavoastră îl veți putea confirma, este acela că veți găsi sute sau mii, poate chiar zeci de mii de articole prăpăstioase pentru indiferent ce domeniu al științei, artei, culturii, sănătății, pentru indiferent ce ați ales căutarea, dacă le puneți cele două cuvinte împreună. Și, din nou, întrebarea mea este de ce s-a ajuns aici? Adică chiar totul este negat. Da, deci, cum spuneam mai înainte, există un raport de 1 la 200 sau 1 la 300 privitor la aceste articole științifice. Este și vorba de o anume comoditate a minții umane, a minții umane neformate mai ales, care caută explicații simple, care caută explicații simple în care o cometă sau un soare care răsare la Occident sau răsare din vest este un lucru mult mai plauzibil decât o chestiune foarte științifică și cu formule multe. Este și acesta un adevăr, dar aici avem de a face și cu prăpăstiozitatea sistemului de diseminare a informației, fiindcă un calculator poate fi folosit la foarte multe lucruri, poate fi folosit la comunicare, la ascultat muzică, la citit articole, la găsit lucruri nemaipomenite. Eu, de exemplu, am reușit să citesc și să aflu lucruri incredibile, vorba aceea, în sens științific, folosind internetul, să zicem, ca instrument. Suntem în epoca internetului, suntem în epoca acelui web care ne cuprinde chiar pe noi toți, dar depinde la ce îl folosim. Da, și în mod normal ar trebui să ne aducă acel avans, acel impuls către autodezvoltare. Dar impulsul final trebuie să vină de la utilizator. Ce cuvânt introduce în acel motor de căutare? Da. Și poate ar trebui să spunem scurt că noi nu susținem știința fiindcă sună bine. Adică cine ar putea să ne întrebe, dar de ce trebuie să mergem pe perspectivă științifică? Ce-i cu știința asta? Trebuie să înțelegi, știința înseamnă, de fapt, generarea de cunoaștere care te ajută să fii mai fericit, mai sănătos și cu un nivel de trai mai ridicat. Vrei lucrurile astea? Mergi pe o perspectivă științifică. Ataci știința, ataci cele trei fundamente. Și atunci ne punem întrebarea, sigur, hai să discutăm ce înseamnă
modelul cultural ideal și sănătatea psihică. Dacă nu vrei cele trei lucruri pentru un individ, adică să fie fericit, sănătos și cu un nivel de trai ridicat, atunci intrăm într-o altă discuție care ține de mine, de psihologia clinică. Da, e foarte trist că se întâmplă acest lucru și mai avem doar foarte puțin, pe scurt, ce sugestii ați avea pentru a ieși din acest impas al temerilor nefondate, al exagerărilor, al îngrijorărilor inutile și, sigur, restul vom continua data viitoare, că nu ne mai rămâne timp. Eu am dat deja sugestiile, le-am spus înainte cum ar trebui organizate științele, sumarizând dezvoltarea toleranței la incertitudine, 2, gândire critică. Cele două soluții te ajută să filtrezi în această masă de informații în care ai cunoaștere, pseudocunoaștere, non-știință, să selecționezi acele informații care te pot duce spre cele trei lucruri, le spun a treia oară, să fii mai fericit, să fii mai sănătos și să ai un nivel de trai ridicat. Și chiar aceste trei elemente au stat și la baza acelei cărți în domeniul biologiei pe care am scris-o și cred că ați lecturat-o și care efectiv mi-au adus o împlinire deosebită prin aplicarea lor practică, dar sigur nu-i cazul să insistăm acum. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și așteptăm atunci să ne revedem în data de 3 aprilie. Mai avem doar un minut până la finalul emisiunii și doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Data viitoare vom vorbi despre schimbările climatice și veți avea ocazia să aflați ultimile noutăți care au fost prezentate în cadrul Conferinței Naționale cu tema Aerul și apa, componente ale mediului, dedicată Zilei Internaționale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Vor fi prezenți în emisiune specialiști de la Facultatea de Geografie. Nu uitați, emisiunea se reia în fiecare luni dimineața la ora 11 pe TVR Cluj. Știința este procesul folosit pentru a căuta adevărul și nu este o colecție de adevăruri. Fiți alături de noi, data viitoare, la o nouă întâlnire cu știință și cunoaștere.